Ce ceață e! Sper că mă puteți auzi, că sunt niște domni care aruncă frunzele de pe lângă arbuști. Am ajuns la ambasada Americii din Londra și Horia a intrat să-și ia viza. Să sperăm că eu și dau. A fost un pic o dimineață cam peripeții și pe grabă, pentru că deși noi am plecat foarte devreme de acasă, ca niciodată am plecat mult mai devreme decât trebuia, ne-am hotărât în stație să luăm alt tren care mergea prin Brighton și ajungea un pic mai devreme. Și când am ajuns în Brighton, conexiunea spre Londra s-a anulat. Așa că a trebuit să luăm alt tren, să schimbăm. Și am ajuns fix la 10 și câteva minute aici la ambasadă și programarea era la 10. Așa că am fost foarte pe fugă de la Victoria, am venit pe jos până aici. Ambasada e undeva aproape de Hyde Park, deci la vreo 25-30 de minute de stația Victoria. Și voiam să vă povestesc un pic despre experiența asta de vize. Sper că nu vă bruiază prea tare sunetul de la mașinăria aia, pe mine mă enervează un pic. Ce drept? Așa e mult mai bine, da. Da. Hai să încerc să văd dacă se aude, dacă nu o să refilmez partea asta. Eu mi-am luat viza acum câteva săptămâni în România, când am fost la școala de la gala de ce mă nervează. Așa, m-am mutat pentru că mă enerva prea tare cum se auzea. Acum se aude traficul, dar să sperăm că ne auzim un pic mai bine. Ce spuneam? Spuneam că eu mi-am luat viza pentru America acum câteva săptămâni, când am fost la București, când am fost pentru școala de beauty vlogging L'Oreal, la gala de premiere. Am zis că e numai bine că împuși mai mulți iepuri dintr-o tură și mi-au vizat atunci, cu gândul că aveam impresia că taxa este mult mai mare în Londra, pentru că nu m-am uitat eu bine pe internet și vedeam ceva site intermediar la care plătești 350 de lire, trimis toate actele și se ocupă ei de viza ta. Și abia când m-am întors din România, am căutat mai bine pentru Horia și am realizat că procesul este exact același ca în România. Adică îți completezi un formular pe internet, plătești o taxă de 160 de dolari, îți faci programare și vii la interviu. Na, în fine, puteam la fel de bine să vin acum cu Horia să-mi iau și eu viza și era un pic mai, poate mai ok că nu o mai stresam la București, dar e bine și așa. Noi ne luăm viza de turist, de turism, pentru că mergem la o nuntă anul viitor, la prietena mea bună, Andreea. Și trebuie să ne luăm viza, am zis că ne luăm de pe acum, ca să putem să ne luăm bilete de avion, să poate găsim niște bilete mai ieftinuțe. Și am zis să începem tot procesul ăsta din timp. Hai să o iau un pic așa pe îndelete. Deci procesul este foarte asemănător. O să vă las în bara cu descriere link-uri către formularul de aplicație și către site-ul unde se plătește taxa și în România și în Anglia, pentru că asta este cam singura diferență cu numărul acela de la formular care l-ați completat. Intrați pe site-ul României sau Angliei să plătiți taxa asta de viză, de interviu, și să vă programați pentru interviu. Formularul se numește DS-190-160, nu știu, să vă scriu pe ecran că nu mai știu exact cum se numește, și conține întrebări, în primul rând date personale, toate datele personale, loc de muncă, despre părinți, despre persoana la care mergeți în vizită, dacă aveți, adresă și așa mai departe. Și mai sunt și niște întrebări foarte ciudate, așa, la care nu știu cine ar răspunde cu da.
De genul, dacă aveți intenții teroriste sau dacă aveți de gând să vă prostituați pe teritoriul Americii, nu mă întrebări în astea, așa, un pic, na, nu știu care este scopul, dar există. Acolo puteți să uploadați și o poză, poza pentru viză, dar trebuie să fie în anumite standarde și vă poate accepta sau rejecta. La mine nu a mers când mi-am făcut formularul cu o poză ce o aveam pe calculator și atunci a zis că îmi poate face formularul, că îmi poate confirma aplicația, dar să aduc o poză la interviu și atunci mi-am făcut o poză specială la un shop din ăsta de făcut poze în Timișoara și după ce completați acest formular, intrați pe celălalt site de programări. Și cum am spus, cu numărul, primiți un număr, un cod de bare și un număr al acestui formular și pe baza acelui număr plătiți taxa prin transfer bancar sau direct cu cardul, băgați numărul cardului și atunci puteți să faceți programarea. În București, de exemplu, când mi-am făcut programarea, era singurul loc liber sau singurul calup liber de la ora 8 dimineața într-o vineri. Exact atunci când trebuia să mă duc, în vinerea aceea, abia doar la 8 mai aveau liber și a fost ok pentru că numai bine am ajuns la timp și la gala de premiere, care era la 11. Deci a fost ok. Plătiți taxa, vă faceți programarea, vă mai întreabă unde vreți să vă fie livrat pașaportul, dacă vreți să îl ridicați de la ambasadă sau de la ceva puncte. Aici în Anglia erau mai multe opțiuni de puncte de ridicare a pașaportului, dar nu ne conveneau pentru că erau doar prin Londra și trebuia să venim din nou. Așa că am plătit o taxă pentru pașaportul lui Horia să-l aducă înapoi, să-l trimită înapoi la noi acasă direct. Iar în România, tot așa, trebuia să selectez dacă îl ridic de la un punct de colectare TNT, cu acest curier lucrează ei în România, sau dacă vreau să fie trimis acasă. Am dat adresa de acasă din Timișoara și mi-a fost trimis acasă, iar la ridicare a trebuit să plătească 24 de lei, am impresia, cam așa scria și pe site, că dacă vrem să-l trimit acasă, e o taxă. Bun, ăsta a fost tot procesul de aplicație. Formularul acela sau pagina de confirmare a formularului trebuie printată și trebuie adusă cu noi la interviu. Am avut-o și eu cu mine și Horia a adus-o cu el acum. Și la interviu trebuie doar formularul și pașaportul. Și dacă nu ați pus o poză acceptată pe formular, atunci trebuie să aduceți și poza printată de la photobooth, de la shop-ul acesta de poze. Horia și-a făcut poza la Tesco. E un supermarket la noi în oraș. Dau o costuță din aceea de făcut poze. Deci se poate și acolo și aia a costat vreo 8 lire. Așa, ca fapt divers. Mai scrie la confirmarea acestui formular că s-ar putea să vi se ceară și alte documente adiționale ca să dovediți faptul că nu vreți să rămâneți în America, de genul contract de muncă, extras de cont, să arătați că aveți destui bani să vă întoarceți. Nu mai știu exact ce se cerea, dar oricum ceva documente din acestea care să ateste faptul că nu vreți să rămâneți în America. Noi am luat la noi ceva fluturaj de salar, contractul de muncă și eu am avut și scrisoare de invitație de la Andreea. Nu mi s-a cerut absolut nimic la interviu. Horia nu are scrisoare la el, că nu am mai apucat să facem, dar na, să sperăm că nu îi cere. O să vă zic când iese ce l-a întrebat și ce i-a cerut. În ziua cu pricina am ajuns cu un pic de întârziere la ambasadă în București. Eu eram programată la ora 8 și am ajuns un pic mai târziu, la 8 și 10 cred că am ajuns, că era un trafic infernal în București și eram destul de departe de ambasadă, de unde am plecat, de la verișoara mea. Eram un pic stresată că nu știam ce se întâmplă, dacă întârzi o să-mi zic că na, gata, adios, că trebuie să te reprogramezi sau nu știam ce se întâmplă, dar a fost totul foarte ok pentru că ei programează așa pe calupuri de câte jumătate de oră mai mulți oameni și atunci se face o coadă destul de lungă până intri, că sunt, nu știu, 20, 30, 40 de oameni în același calup. Și chiar am auzit la poartă că îi spunea unei doamne că trebuie să meargă să-și ducă undeva bagajul, că nu o primeau cu bagaj de mână, avea un ghiozdan foarte mare și burdușit. Și îi zicea să meargă până la un shopping center să-și lase într-un dulăpior bagajul acolo și a zis că e ok și dacă vine până la 11:30 nu-i problemă. Deci mă gândesc că na,
se poate întârzia un pic, dar acum nici cu prea multă întârziere nu știu ce se întâmplă. Am ajuns acolo, la intrare a trebuit să-mi las telefonul, căști, aparatul foto, carduri SD, au zis orice fel de aparatură de înregistrare sau de schimbare de date, nu este voie cu așa ceva. Cu geanta de mână m-au lăsat să intru, în care nu mai aveam aproape mai nimic decât documentele. Am trecut printr-o poartă în aceea de scanare ca la aeroport și am intrat în sala de așteptare. Mi s-a dat un număr de ordin la intrare și acolo erau mai multe ghișee și te tot chemau de vreo 3 ori pentru diferite chestii și te trimiteau la loc. Prima dată m-au chemat, apărea numărul de ordine pe un ecran și când vedeam numărul meu, mergeam la ghișeul la care zicea, că zicea numărul 40 la ghișeul 3. Și atunci mergeam când îmi venea rândul. Prima dată m-a chemat să-mi ia formularul, deci pagina aceea de confirmare mi-a luat-o, mi-a luat poza și mi-a luat pașaportul să confirme acolo prin baza de date. Și cred că m-a întrebat un număr de telefon și adresă de e-mail ca să, nu știu, să confirme că ce știu eu e ceea ce am pus pe formular, că ei deja știau care este adresa, că vedeau în sistem. Apoi m-au trimis la loc pe scaun. Când a apărut din nou numărul, m-am dus la alt ghișeu și a trebuit să dau pașaportul din nou și să îmi ia amprentele. Era un aparățel acolo unde puneam degetele și mi-au luat amprentele. Mi-a dat pașaportul înapoi, m-am dus la loc. Și după aceea m-a chemat din nou să, pentru interviu. Acela era interviul final, era o domnișoară americană, din câte mi-am dat seama. M-a întrebat dacă sunt ok să vorbesc în engleză. Am văzut cu alți oameni că vorbeau chiar și în română, deci nu este chiar așa o tragedie dacă nu știți engleză și nu vă descurcați la interviu. Cred că știu ei la nivel conversațional română, ca să vă puteți înțelege. Și la interviu mi-au pus câteva întrebări. Eu am avut deja o viză pentru America de un an, când am fost în liceu. M-a întrebat pentru ce a fost acea viză, i-am zis că a fost un schimb de experiență. M-a întrebat de unde o cunosc pe Andreea, că vedeau la cine merg pe acel formular. I-am zis că am locuit la ea în acel an când am fost în America. M-au întrebat cam cât aș vrea să stau în America, am zis, nu știu, între 10 și 14 zile. M-a întrebat unde lucrez, am zis că în Anglia și m-a întrebat la ce firmă, i-am zis. Și dacă în România am lucrat la aceeași firmă, parcă ceva de genul m-a întrebat. Din niște întrebări foarte de bază, nu mi-a cerut absolut niciun document adițional, nu mi-a cerut scrisoarea de chemare, nu mi-a cerut contract de muncă, absolut nimic. Mi-a zis pur și simplu că viza mi-a fost acceptată și că îmi vor trimite ei pașaportul acasă. Deci dacă viza este acceptată, ei rețin pașaportul ca să pună viza și vi-l trimite apoi acasă. Deci totul a durat, interviul a durat 3-5 minute maxim și toată treaba asta la ambasadă, nu știu să zic, jumătate de oră, 40 de minute cu tot dute vinoul acesta la ghișe. Deci a fost totul destul de rapid și destul de ușor. Și pașaportul mi-a ajuns acasă în Timișoara marți. Deci eu am avut interviul vineri și marți pe la prânz deja era pașaportul acasă, că mi-a scris tati și mi-a zis că a ajuns pașaportul. Deci a fost super, super ok. Acum pașaportul mi-e acasă și o să-l iau când mă duc acasă de Crăciun. Și cam ăsta a fost procesul meu de luare a vizei în București. Și după cum am spus, procesul de aplicare este aproape identic și la ambasada din Anglia. Și vă mai pun un link către instrucțiunile de pe site-ul uk.gov sau site-ul guvernului englez, care este foarte bine scris și spune exact ce trebuie să faci, unde trebuie să mergi ca să completezi formularul, unde trebuie să mergi ca să plătești taxa și să te programezi, totul super ușor. Vă las și linkul acela. Și după cum am spus, a completat și Horea formularul, a printat foaia de confirmare și a făcut poze și a luat pașaportul la el și acum este la interviu. Am ajuns la 10 dimineața când era programat interviul și acum aștept să iasă. E acolo de vreo 40 de minute și aștept să văd ce zice. Sper că a luat și el viza. Vă țin la curent, vă mai vorbim și cu el când iese un pic să vedem ce l-au întrebat și cum a fost.
Și cam atâta. Ce mai facem astăzi? Aștept un telefon de la Pronovias, de la magazinul de rochii de mireasă, pentru că am văzut eu o rochie pe site care mi-a plăcut atât de mult și care mi se pare așa perfectă și care strigă Alexandra, strigă numele meu. Și am sunat să văd dacă o au în magazin, dacă pot să o probez. Au zis că o au și aștept un telefon de la magazin să-mi zică dacă au vreun loc astăzi să pot să o probez și să mergem acolo. Și vrem să ne plimbăm un pic prin Hyde Park sau prin ceva parcuri pe aici și eventual să mergem pe la vreun muzeu, nu știu, vedem, pentru că poate și mâncăm ceva, suntem destul de obosiți pentru că am dormit puțin, ne-am culcat pe la 2-3 și ne-am trezit la 6, așa că suntem un pic obosiți, dar măcar e o zi frumoasă în Londra, e frig, este destul de frig, sunt, nu știu, 0 până în 5 grade, dar măcar este frumos și însorit, nu știu dacă vedeți, așa, este cerul senin și este frumos afară, așa că profităm un pic, dacă tot am venit până aici și ne-a costat o groază de bani trenul, pentru că fiind așa de devreme este în orele de vârf și ne-a costat mai mult decât dublu decât dacă am fi venit după ora 9 și jumătate, deci da, groaznic, dar ce să facem, așa că ne auzim un pic mai încolo. Spune-ne cum a fost. Da, a fost. Ai scăpat. Hai să stăm frumos așa ca să să nu veni să mă strâmbesc mi așa. Hai mai așa pe bine. Sunt așa cu răză de soare. Nu mai da, să nu faci soare așa, bă. Așa. Nu zi. Ai avut emoții? Hai mai. Ce? Pe cresta tu e? Da, da. Nu, nu am avut emoții. Ce te-l întrebat? Ce-am făcut? Am intrat acolo frumos, da. Prin securitate, mi-am lăsat toate chestiile într-un ala de X-ray. Da. Explodat acolo totul și după care am mers mai departe. Chiar văd research, da. M-am făcut și de alea. Bun. Măi, așa, am intrat frumos înăuntru, mi-am dat un număr, m-am dus și am stat pe bancă mult și bine și mă uitam la un ecran. 283, 284, 281, 285. Dacă nu sunt în ordine, nu? Nu, nu neapărat. Și apoi 320. 320. Și apoi am așteptat. Deci de asta și am așteptat acolo. M-am dus la un ghișeu foarte frumos. Da. Acolo mi-a dat așa documentele. Ori zis că aha, bine, bine, bine. S-a luat poza? Da, mi-a luat mică poza. Pe poicica aia. Și după aia am dus și am stat la coadă, la altă coadă, la interviu în sine. A, nu mai? S-a luat pentele? Da, mi-a luat întâi la primul ghișeu. A, la primul ghișeu. Și a doilea ghișeu, când am ajuns acolo, acolo trebuie să stăm în picioare. Să... Da, mă rog, când am ajuns la ceva ghișeu, mi-a luat prietena de la o mână să vadă că da, eu sunt ăla. Da. Când e altă persoană, știi, care vine cu documentele. A. Și apoi m-a întrebat ce fac. Mă duc la o nuntă. Da. M-a întrebat unde lucrez, de cât timp sunt în Anglia, în Anglia, de cât timp lucrez ca inginer. Da. Și m-a întrebat ce, la ce firmă, unde e firma, ce, lucra, ce face firma și ce m-a mai întrebat. Niște soluții de software, de inginerie, de sigur că da. Algoritm. Asta a fost tot, după care am ieșit și am zis pe tine. Și-a zis, your visa was accepted? Your visa was approved, you receive your files, your documents in 3-5 days. Dar nu a zis pe cât o dă, pe 10 ani sau pe... Dar probabil că pe 10 ani. Okay. Eu am primit-o pe 10 ani, am uitat să vă zic. Până în 2027. A, și o chestie importantă, am căutat și eu pe net. Eu cum o să-mi schimb numele la anul, probabil, după data de... o dată anume. nu mi expiră viza, dar va trebui să-mi schimb pașaportul pentru că voi avea alt nume și schimb buletinul și nu pot să am buletinul pe nume și pașaportul pe alt nume. Dar, cică, după ce îmi schimb numele, dacă vreau să merg iară prin America, pot să iau ambele pașaparte cu mine, cel nou cu numele nou și cel vechi cu viza veche, pentru că viza nu expiră. Păi și cum certifici, deci nu trebuie că tu ești persoană? Păi mi-au și ceva certificat de căsătorie la mine. Ce complicat. Da,
Deci nu expiră viza, nu e ca și cum ar trebui să mă duc iară să-mi iau altă viză. Deci e totuși ok, că mă gândeam ce fac iară, merg să-mi iau alta. Te plictisești, dragă? Nu, la lumina asta mi se pare că arată un walrus. Foame? Mi-e foame și mi-e rece. Era cald acolo? Măcar. Nu, ce fain, domnii. Da. Nu vine. Hai să merg să mâncăm. Hai să mă frănești. Uite, uite, pot să încep cu un pic de salată, de pin. Da. Hai. Yay! Succes! Ia mâna! Eu mi-am luat chicken katsu curry. Ce, mi-a luat o poză cu mâncare. Păi ce, nu poți să mănânci? Hai, mâncă. N-are gust. De ordine. Sau de lemn. Ce ți-ai luat, măi, aici? De când mănânci tu seafood? Dar scria care seafood? Da. Da? Nu am greșit. Ah. Mai las că le mănânc eu. Pe care mi-ai? Uite aia roză. Nu e? Hai că asta e numai 240. E numai 240 de lire față de 12.500. Da. Asta n-are bedazzled. Să vrei Jaguar? Audi ureau? A, păcat. De care vrei să-ți aducă moșul? Da, asta e un pic pentru copii prea mari. Trebuie să mai crești. După foarte multe vreo. Ce ăla? R2-D2? Ce dacă nu știu ce? Rochițele. Mi s-a urcat șampania la cap. Oh, da. Glumesc. Da, mi s-a urcat. Acum trebuie să ne-am luat limuzină și... Tot îi fac propuneri indecente. De ce? Mergem spre gară. Mi-am găsit, cred că mi-am găsit rochița. Cea care trebuie. Mai trebuie să fac niște calcule și... De fapt am găsit una pe site care e și în buget și cum vreau eu. Și trebuie să-mi comande, să pot să o probez aici în magazin. Și dacă poate, abia după aia o să o comand pe-a mea. Dacă nu, o să fie un pic interesant să mă hotărăsc dacă o comand fără să o probez direct așa. Sau să o comand pe cea din Timișoara, care am văzut-o prima dată și care, la care mi-a rămas gândul. Dar mai vedem. Ce, o luăm încolo? Hai! Hai, șofere! Navigator, șef. Compasul. Cristofer Colombo. Busola.
Hai de jos. Da, vrei? Hai.